Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune în numele adevărului, ultima ediție din această săptămână. Ne mai despart doar câteva zile până la începerea unui nou an școlar, luni 11 septembrie, toți cu câteva zile înainte de termenul obișnuit 15 septembrie. Toți copiii, toți elevii sunt așteptați la școală. O să discutăm despre începerea noului an școlar, despre condițiile în care începe acest an școlar cu domnul Ion Ișfan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! În câte școli se va deschide anul școlar? Câți elevi sunt înscriși în învățământul public? Da, deschidem anul școlar în toate unitățile de învățământ din județul Gorj. Ele sunt 112 unități școlare cu personalitate juridică, clădiri în care avem copii sunt în jur de 540, copii sunt în jur de 65.000 de copii, practic de la grădiniță până la învățământul post-liceal, chiar că și acest învățământ ține tot de învățământul preuniversitar, deci tot noi gestionăm ce se întâmplă și în învățământul respectiv. Eu am experiență, practic e al șaselea an școlar pe care îl deschid în calitate de inspector școlar general și mi-am luat măsuri încă din prima zi de vacanță, practic ultima zi de școală, m-a prins cu temele făcute, am discutat cu directorii, am discutat cu inspectorii, am discutat toată vara cu primarii cu care am ținut mereu legătură, astfel încât prima zi de școală, 11 septembrie, să nu prindă nepregătite unitățile de învățământ din județul Gorj. Pot să vă spun că am avut pe parcursul verii 3-4 întâlniri cu cea de astăzi, cu directorii de unități de învățământ, în care am discutat punctual aspecte legate de deschiderea anului școlar, de la modul în care pregătim clădirile, unitățile de învățământ pentru deschiderea anului școlar, adică ziua în care vor primi copiii în unitățile respective, până la aprovizionarea cu manuale școlare și, în mod deosebit, ocuparea posturilor cu personal didactic calificat, pentru că discutam și astăzi la întâlnirea cu directorii, este momentul să trecem la o nouă etapă în învățământul preuniversitar din județul Gorj, să punem mult mai mult accent pe calitate, pentru că dacă acum 5 ani era aproape imposibil ca directorii de unități de învățământ să fie numiți conform legii, adică în urma câștigării concursului, pot să vă spun că astăzi seară când discut cu dumneavoastră, mai mult de 90% din unitățile de învățământ din județul Gorj au directori numiți în urma câștigării concursului. Practic, în ultimul an școlar am organizat concurs pentru ocuparea tuturor posturilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Gorj și în momentul de față pot să asigur părinții că școlile sunt pe mâini bune, că directorii nu mai sunt numiți politic, cum se discuta în fiecare toamnă, sunt numiți în urma câștigării concursului. Practic am organizat două sesiuni de concurs. Mâine am discutat cu colegii mei și i-am invitat să semnăm contractele de management cu toți directorii care au promovat concursul organizat în iunie-iulie și sunt numiți cu 1 septembrie. Cu câți directori se vor semna aceste contracte? Sunt în jur de 54 de directori. Practic, așa cum vă spuneam, cu mici excepții, 2-3 unități de învățământ nu au directori, cel puțin directorii plini numiți ca urmare a câștigării concursului. Contracte. Sunt câteva cazuri izolate, e vorba de Stănești, unde am avut director cu concurs, dar a promovat concursul pentru director general, pentru director adjunct la Colegiul Tehnic Ion Mincu în Târgu Jiu și atunci a ales să meargă adjunct și a rămas vacantă funcția de director la școala din Stănești. Deci ne-am
interesat ca aceste posturi să fie ocupate prin concurs, oamenii să aibă continuitate în funcțiile respective și contracte perioadă de 4 ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. Acum sunt condiții foarte clare, fiecare știe ce are de făcut, atât noi, eu, conducerea inspectorului școlar, cât și fiecare director în parte. Și mă aștept, adică vreau să trecem la treabă. Le ceream și astăzi să ia toate măsurile astfel încât de marți în toate școlile din Gorj să se facă carte, programul să fie respectat de toată lumea, pentru că fiecare zi de carte pe care o pierdem este pierdută de către copiii noștri. Și nu știu dacă acomodarea o săptămână, stabilirea orarului. Eu sper să se treacă foarte repede peste aceste lucruri, săptămâna viitoare toată lumea să înțeleagă că trebuie să ne facem cu timp de răspundere treaba încă din prima zi de școală. Am sugerat ca luni între orele 9 și 11 în toate unitățile de învățământ din Gorj să se desfășoare festivitatea de deschidere a anului școlar, să invite fiecare director de școală, să invite oamenii care i-au ajutat să pună la punct deschiderea școlii, oamenii care sunt alături de școală și care pot să-i ajute. Eu aș vrea să merg la Tudor Vladimirescu. Păi acolo e și domnul primar român. Așa am făcut... Toate oficialitățile merg acolo. Nu neapărat toate, dar am fost în ultimii ani la Tudor Vladimirescu, este o unitate etalonă a învățământului preuniversitar românesc. Fetița mea a absolvit Colegiul Național Tudor Vladimirescu și, cum să vă zic, port în mine un sentiment de recunoștință oamenilor din Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Am băiatul elev în clasa a 7-a la Tudor Vladimirescu și nu numai de asta, dar acolo, începând cu conducerea unității de învățământ și terminând cu ultimul om din școală, au înțeles că performanța se face cu muncă, muncă și iar muncă, iar eu am respectat cele mai bune rezultate în acest an. Respectat, încurajat și pe... Dar bineînțeles o să încerc să merg într-un an de învățământ și din mediul rural, pentru că și acolo, să știți, avem condiții foarte bune de învățământ. Bineînțeles că excepțiile... rezultate chiar uimitoare la examenele de bacalaureat, la examenul de capacitate. N-am avut copii advăzut, care au terminat cu 10. 10, da. Deci, înseamnă, pentru mine e un fel de barometru, îmi dau seama că se face carte și în mediul rural și îmi doresc din suflet, pentru că eu am învățat carte într-o școală la țară, primii 8 ani din viață i-am făcut la școala gimnazială din Roșia Jiu, din comuna Fărcășești, și pot să vă spun că am avut profesori de excepție, majoritatea erau localnici ai satelor Roșia Jiu și Rogojel și văd că... Erau dascăli dedicați, făceau această meserie cu pasiune. Să știți că și acum sunt oameni deosebiți, sunt dedicați învățământului, pentru că, să știți, nu se nasc așa peste noapte profesori. În Gorj avem oameni de excepție. Important este ca ei să fie conduși foarte bine, directorul să-și asume în totalitate actul de management, să se pare cumva între a manageria instituția de învățământ și a face ore în școala respectivă. Unde sunt cele mai mari probleme apărute în această săptămână? O informație cu școala de la Padeș, cea mai mare școală din comuna Padeș, unde și lucrările chiar acum au început sau vor începe chiar de săptămâna viitoare de când va începe școala. O situație cam neobișnuită, totuși, pe timpul vacanței nu s-a făcut nimic, acum când începe școala, încep și lucrările de reparație la acoperiș și la fațadă, din câte am înțeles. Da, vedeți dumneavoastră, sistemul ăsta dual de proprietate a unității, a clădirilor în care se desfășoară procesul de învățământ, ne împiedică de în unele cazuri, dar... Eu pot să vă spun că am discutat cu domnul primar, m-a sunat alaltăieri, cred, mi-a spus că are o problemă, că a încercat să prindă școala pe un proiect PNDL să o reabiliteze,
din diferite motive n-a fost trecută școala pe proiectul respectiv și îmi spunea că din fonduri de la bugetul local se apucă să o modernizeze pentru că sunt condiții improprii, practic tavanele am înțeles că au probleme și ploua în școală. Și îmi cerea să facem demersuri astfel încât să înceapă cursurile cu o săptămână mai târziu. I-am spus domnului primar și așa le-am spus la toți cu care am stat de vorbă că nu putem să facem acest lucru pentru că fiecare copil trebuie să meargă la școală un număr de 177 de zile într-un an școlar. Deci, practic, numai în condiții excepționale, cazuri de forță majoră, putem amâna deschiderea unităților de învățământ sau suspendarea cursurilor. Și atunci domnia sa îmi spunea că ar fi nevoie de lucrări care s-ar face la exteriorul unităților de învățământ, practic acoperișul, izolație exterioară, că ar fi pus centrală termică anul trecut și randamentul e scăzut pentru că pereții nu sunt izolați, tocăria exterioară. Și am spus că are două variante în pade, sunt mai multe clădiri pentru învățământ care funcționează într-un singur schimb. Avea varianta să ducă copiii în alt spațiu de învățământ în pade și să funcționeze după amiaza sau să vorbească cu constructorul pe care îl angajează să repare unitatea de învățământ, să lucreze după amiaza, după ora 14, când copiii părăsesc școala, se termină orele de curs în unitatea de învățământ respectiv. Eu zic că până la urmă, cu mici înțelegeri între directorul de școală, primarul localității, cei care lucrează la școală, se pot găsi soluții astfel încât să fie procesul de învățământ să decurgă normal și cu mai multă supraveghere din partea școlii, nimeni să nu aibă de suferit. Pentru că vă ce spun... Ce variantă s-a ales acolo? Poftim? Ce variantă s-a ales? Păi n-am discutat până la capăt cu domnul primar, dar sunt convins că în perioada cât copiii vor fi la școală, nu vor lucra și meseriașii. Numai că o să avem probleme după ce va începe școala, pentru că sunt foarte multe unități de învățământ, din ce știu eu, prinse în programul de dezvoltare locală, în programul național de dezvoltare locală, unde se va interveni în funcție de momentele în care vor fi alocați pentru obiectivele respective. Deci va trebui să ne pregătim, pentru că, vedeți, bani nu sunt tot timpul, nu se pot aloca bani în orice perioadă anului și atunci nici noi nu putem să fim împotriva modernizării școlii, dar sunt convins că și comunitatea locală o să înțeleagă și nu o să afecteze sub nicio formă procesul de învățământ. Sunt două școli din municipiul Târgu Jiu, chiar școli reprezentative care vor intra reabilitare prin acest program PNDL, vorba de Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Spiru Haret. Spiru Haret, vedeți, dacă la Tudor Vladimirescu a reușit să mai facem câte ceva în ultimii ani, la Spiru Haret nu s-a făcut aproape nimic de 15 ani de zile. Este și o clădire de patrimoniu. Și, vedeți, eu zic că vom găsi soluții astfel încât... Adică ambele sunt clădiri de patrimoniu. Și sunt clădiri reprezentative pentru învățământul preuniversitar din județul Gorj. Și eu zic că vom găsi soluții astfel încât să nu fie afectat sub nicio formă procesul instructiv educativ, elevii să nu mai aibă de suferit. Dar astea le vom găsi împreună cu autoritățile locale, cu comunitățile locale și cu conducerile unităților de învățământ. Școli fără autorizație, cum mai stați în această privință, fără autorizații sanitare de funcționare, sau mai au reușit să mai obțină aceste autorizații între timp, în această perioadă de vacanță? Da, sunt unități de învățământ care, vedeți, datorită faptului că populația școlară este într-o continuă scădere în România, deci nu numai în Gorj este această problemă, practic sunt clădirile din mediul rural în care avem școală primară și grădiniță în aceeași clădire. Și pentru faptul că până la urmă, nici nu se merită ca comunitatea locală să facă o investiție prin care să facă circuite separate. Clădirile respective sunt autorizate să funcționeze pentru învățământul preșcolar, spre exemplu, dar nu sunt autorizate să funcționeze pentru învățământul primar. Și atunci, este autorizat, viața în clădirea respectivă este sigură, e autorizată, ca și clădire pentru un nivel de învățământ, dar nu este autorizată pentru ambele niveluri de învățământ din clădirea respectivă. Dar e vorba de clădiri în care sunt puțini, chiar foarte puțini copii, 15-20 de copii,
care până la urmă, datorită scăderii efectivelor școlare, comunitățile locale hotărăsc să le închidă, urmând să mute copiii în alte unități de învățământ care au autorizație sanitară de funcționare. Să știți că o parte din primari au venit de-a lungul anului școlar, pentru că directorii, mă rog, de teama presei sau, mă rog, în alte considerente, au bifat în SIR că școala are autorizație sanitară de funcționare. Și atunci, la avizare, la înscrierea în proiectele astea, programe naționale, dacă a avut autorizație sanitară de funcționare, proiectul respectiv nu a intrat la finanțare, cu toate că școala avea toaletele, nu le avea în clădire, le avea în altă parte. Încet, încet am reușit să rezolvăm aceste probleme. Le-au bifat inițial, pentru că declarația se dă pe proprie răspundere. Conducătorul unității de învățământ spune, da, domnule, îndeplinesc condițiile. Oamenii respectivi sunt conștienți că fac un fals? Adică păi, l-au făcut, noi a trebuit să rezolvăm aceste probleme și să le spunem, pentru că niciodată n-am preferat să introducem sub presă, să ascundem de opinia publică problemele cu care ne confruntăm. Din contră, domnule, asta este problema, haideți să rezolvăm, că până la urmă, dacă pot să vă spun că în 2012, în septembrie, m-am trezit că niciuna din centralele termice din școlile din Gorj nu aveau autorizații SCIR de funcționare. Niciuna. Păi dați seama, venea iarna și practic fuseseră montate, așa cum fuseseră montate, funcționau în școli, dar nu era nici proiectul, nici centrala autorizată. În momentul de față pot să vă spun că nu există nicio centrală termică la unitățile de învățământ care să n-aibă autorizare, SCIR, să n-aibă proiect și așa mai departe, să funcționeze în condițiile legale. Deci, încet, încet am reușit să punem la punct și există multe cazuri toate, care de școli toate problemele. Așa din pix? Nu, au fost câteva cazuri punctuale, pentru că, vedeți, presa pe undeva face foarte mult bine, dar în același timp, criticând, face și destul de mult rău. Rolul presii. Până la urmă, foarte bine, eu am apreciat lucrul ăsta și sunt deschis. Cred că s-au rezolvat până la urmă, sunt prinse pe PNDL-ul, sunt cele câteva locații, cum ar fi Negomiru, care au, știți, mereu Raciu, Negomiru, unități școlare puternice, cu efective, dar clădirile reabilitate numai că aveau toaletele undeva la o distanță mai mare de școală. Cu timpul s-au rezolvat, sunt prinse pe PNDL-ul, acum se vor construi. Cred că în toate clădirile... Ceea ce la SIR, ce înseamnă? Că nu... E un sistem informatic al unităților de învățământ în care sunt trecuți de la copii până la clădirile în care funcționează... Și cu directorul respectiv, ce ați făcut? Ce măsuri ați luat? Ce măsuri am luat? De vorbă și, până la urmă, măsurile sunt să fie... Vedeți că e ușor să sancționezi un om. Dom'le, nu te sancționează nimeni. Spune care e problema, cu ce te lovești, trebuie pe ce te să fie și conștient că poți să comită și din, nu știu, dintr-o eroare și o chestiune penală. E un fals pe care îl faci. Da, până la urmă s-au rezolvat problemele. Eu sper să nu avem evenimente nedorite în unitățile de învățământ, pentru că chiar astăzi am avut o întâlnire cu autoritatea teritorială de ordine publică a județului Gorj. Am avut o întâlnire cu directorii de unități de învățământ, unde am invitat tot atopul. Practic am avut comandantul poliției județene, am avut comandantul inspectoratului județean de jandarmi, am avut comandantul inspectoratului județean pentru situații de urgență, a fost prezent alături de noi prefectul județului Gorj și am insistat, pentru că mă interesează ca siguranța copiilor și a profesorilor unităților de învățământ să fie cât mai mare, cât mai bună. Practic am discutat măsuri suplimentare pentru siguranța copiilor și a profesorilor în unitățile de învățământ. Practic a fost o întâlnire, ATOP-ul a luat la cunoștință de problemele pe care le avem noi, am insistat pe colaborarea foarte bună pe care directorii de unități de învățământ, dascării din școlile noastre o au cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, s-a insistat, chiar domnul comisar șef de poliție, domnul Muscălescu, a insistat să anunțăm în cel mai scurt timp părintele sau reprezentantul legal al copilului că acesta nu este prezent la program. Știți dumneavoastră că se mai poartă, toți am fost elevii, mergeam la primele 2-3 ore, chiuleam la o oră, ne mai duceam. O să
încercăm să strângem colaborarea cu dânsii. Mai multe pericole decât astfel înainte. Încât părintele să știe dacă copilul a lipsit la una dintre ore, să ia, să știe în timp util, în timp real, cât mai repede cu putință, astfel încât în momentul în care copilul ajunge acasă, da, să știe părintele că el a lipsit la una sau la două ore, a chiulit de la orele respective, ca să poată să ia și măsurile care se impun, astfel încât copilul să vină la școală, iar părintele să fie sigur că, așa cum a venit la școală, se și întoarce dirigintele, directorul, profesorul de serviciu până la urmă. Deci, practic, o să punem la punct un sistem prin care să anunțăm în timp real părinții dacă elevii nu sunt la școală la una dintre ore. Pentru că, vedeți, părintele știe că e la școală, copilul nu este la școală, e plecat din unitatea de învățământ, iar noi, până la urmă, trebuie să anunțăm, să atenționăm părintele și referitor și la aceste cazuri. Mai era o chestiune legată tot de transparență, privire la catalogul electronic. Ține de fiecare școală în parte să introducă acest mecanism, până la urmă, de a vedea, mă gândesc că părinții să, da, aibă, eu am acces, încercat, să aibă acces, chiar și elevii să aibă acces și au să... Au fost firme care au venit către inspectoratul școlar cu tot felul de astfel de propuneri, eu i-am îndrumat către conducerile școlilor, către asociațiile de părinți. Practic am mediat o discuție între câțiva directori de școli din Târgu Jiu și reprezentanții firmelor respective. Aveau un soft în acest sens. Se punea problema notele să fie trecute într-o anumită tabletă, iar atunci când profesorul punea nota, pe lângă faptul că o punea și în catalogul normal, o punea și pe tableta pe care o primea gratuit, să acea notă să ajungă și pe telefonul părintelui. În momentul în care era pusă în catalog, nota sau absența ajungea și pe... S-a implementat undeva? Au încercat, acesta? Știu că și la Tudor s-a încercat, și la școala gimnazială Sfântul Nicolae și la școala generală Ștefulescu s-a încercat cu asociația de părinți, nu știu unde au ajuns până la final, pentru că înseamnă anumite costuri, nu știu dacă părinții le-au putut plăti, iar până acum comunitatea locală nu a venit cu propuneri în sensul de a suporta o parte din cheltuielile respective, pentru că toate costă bani. Dar din ce știu și l-auzeam pe domnul ministru Liviu Pop vorbind de informatizarea învățământului românesc, s-ar putea ca ministerul în perioada următoare să gândească un astfel de proiect, un astfel de program în care toate școlile din învățământul preuniversitar, pe lângă catalogul pe hârtie, să aibă și un catalog electronic și aici, prin diferite sisteme de informare, notele să ajungă și absențele și la părinți în timp real. Dar știți foarte bine, sunt tot felul de grupuri pe WhatsApp și pe alte sisteme din asta de învigare, prin care părinții de la o clasă sunt membri în grupul respectiv și primesc, împreună cu dirigintele clasei, primesc destul de repede tot, cam tot ce se întâmplă în colectivul de elevi din clasa respectivă. Eu îmi doresc ca aceste lucruri să se generalizeze la nivelul întregului învățământ preuniversitar din județul nostru și atunci părinții află destul de ieftin și foarte repede ce se întâmplă cu copiii dânșilor, pentru că noi și instituțiile Ministerului Administrației și Internelor, cele de ordine publică, avem obligații din momentul în care copilul pleacă de acasă, deci iese pe ușa casei și se reîntoarce acasă la familie. Practic, noi, împreună cu poliția, jandarmii și, mă rog, celelalte instituții, avem obligații referitoare la siguranța copilului. În afară de cazul de la Padeș, mai e o altă situație de acest fel? Ați fost anunțat de vreo... Da, au mai fost ceva discuții la școala gimnazială din Turbura, la Poiana. Acolo sunt copii mai mulți la clasa pregătitoare. Conducerea primăriei, domn primar, a hotărât să ducă clasele pregătitoare într-o clădire nouă a clubului sportiv din localitate. Practic, e o clădire nouă cu toate condițiile.
în imediată apropierea școlii, numai că... sportiv, nu sală de sport sau ceva. Nu sală de sport, în practic amenajat cel de clasă moderne, cu grupuri, cu toalete în interior, e și foarte bine că a dus copiii de clasă pregătitoare acolo, practic au toate condițiile, dar am înțeles că sunt discuții, un domn învățător n-ar vrea să meargă în clădirea respectivă, dar eu sunt convins că se rezolvă și aceste lucruri în perioada următoare. În altă mai aveți probleme în altă parte? Din ce știu, probleme mici, probleme minore. Tocmai asta le-am cerut și directorul astăzi, i-am întrebat, domnule, e vreo problemă, spuneți-mi unde putem să intervenim, de-aia ne întâlnim, să-mi spuneți cu ce pot să vă ajut. Toată lumea a tăcut, pentru mine înseamnă că nu sunt probleme și fiecare se descurcă pe plan local. Pot să vă spun că mâine așteptăm îndrumătoarele de la clasa a 5-a, ni le trimite Ministerul prin Poșta Română, mâine până în ora 12, după care noi vom proceda la distribuirea lor către unitățile de învățământ. Vă propun să discutăm despre manuale în partea a doua a emisiunii, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim după câteva minute. Am revenit la emisiunea Numele Adevărului împreună cu invitatul nostru din această seară, domnul Ion Ișvan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Ați început să vă discutați despre manualele școlare și era o anumită problemă pentru că se pune problema să nu ajungă la toți elevii aceste manuale. Ce noutăți aveți în acest sens? Da, practic a fost o comisie la CNSC, o contestație la anumite manuale. Sunt manuale pe care le vor primi copiii la clasa 5-a, dar sunt și manuale care nu vor ajunge în primele 8 săptămâni, estimează Ministerul. Despre ce materie? Păi e vorba de matematică, de română, deci bătălia mare a fost pe editarea acestor manuale și s-au făcut contestații. Din câte știu, s-au și rezolvat în ultima perioadă, săptămâna trecută, și deja se trece la tipărirea manualului. Numai că durează 7-8 săptămâni maxim, ni se spunea, iar pentru perioada aceasta, conducerea Ministerului a ales să tipărească îndrumătoarea, li se spune, pentru elevii de clasa 5-a, la disciplinele la care nu vor primi manuale. Practic, primele 8 săptămâni de zile, copiii vor avea acest îndrumar din care vor lucra împreună cu profesorii de la clasă. Au fost programate inspectoratele școlare să primească aceste îndrumare. Noi le primim mâine până în ora 12, după care vom trece la distribuirea lor. Practic, vineri, sâmbătă, dacă va fi nevoie, vom veni sâmbătă la servici, vom distribui către unitățile de învățământ aceste îndrumare, astfel încât luni cel trebuie să ajungă la copii, urmând ca de marți să înceapă efectiv lucru cu aceste manuale. Până în momentul în care vom primi manualele pentru clasa 5-a. Pot să vă spun că pentru ceilalți ani de învățământ, recartarea s-a făcut, practic au fost și ridicate de la inspectoratul școlar manualele respective. În momentul de față sunt în unitățile de învățământ și de luni vor fi distribuite elevilor. Deci numai la clasa a 5-a. Numai la clasa a 5 avem probleme cu tipărirea, pentru că la clasa a 5-a primesc toate manualele, sunt noi. Da, mă gândesc că este destul de important pentru un elev care termină ciclul primar să vină în ciclul gimnazial și să se trezească fără manuale, o situație cam dificilă. Da, nu este comod pentru copil, pentru părinți, pentru că până la urmă și părinții trebuie să intervină, să ne ajute acasă, să verifice modul în care copiii își fac temele, dar zic că încet, încet vom reuși să depășim și acest moment. Iar eu cred că conducerea Ministerului a învățat destul de multe din aceste contestații și practic mi se spunea că s-a început deja licitația pentru manualele de anul viitor. Asta e, de ce mă gândesc, de ce nu se fac în timp să se se gândească la toate măsurile și la toate măsurile precauție. Da, s-au schimbat programele la clasa 5-a, s-au schimbat planurile cadru și au ajuns mai târziu programele respective au fost aprobate. Au fost și schimbările, un guvern tehnocrat, alt guvern anul acesta, miniștrii care s-au tot schimbat, dar cred că acum cu domnul Liviu Pop, ministrul învățământului,
un dascăl care provine din învățământul preuniversitar și care cunoaște foarte bine învățământul preuniversitar, cred că nu va mai fi probleme de acest fel în anul școlar următor. Ați auzit propunerea care a născut noi sau virulente discuții cu manualul acela pentru educație fizică și sport? Da, au fost tot felul de discuții. Știți cum, când apare ceva nou, sunt tot felul de probleme. Să vedem ce se întâmplă și cât de util va fi. După un an de zile ne vom da seama. Se va introduce de anul ăsta? Sau? Este o idee bună sau nu este. Din câte știu eu, vor fi numai pentru profesorii de educație fizică și sport. Și a ajuns manualul acesta la... Da, nu știu, nu m-am interesat să văd, dar o să mă ocup în perioada următoare să văd și eu cum arată un astfel de manual. S-au mai comasat școlii în această perioadă de vară? Da, nu neapărat le-am comasat. Deci noi, desființat, rețeaua școlară, conform legii, este la comunitatea locală. Dânsii hotărăsc în ce clădiri funcționează copii pentru anul școlar în curs. Practic, noi începem această activitate cu proiectul planului de școlarizare. Undeva în luna decembrie anului trecut am început pregătirile pentru anul școlar. Deci pentru 11 septembrie 2017 am început pregătirile la începutul lunii decembrie, înainte de vacanța de iarnă. Cu proiectul planului de școlarizare, aici am discutat cu comunitățile locale și s-au ajuns la concluzia unde nu sunt copii, ce școală se mai închide, unde se insistă, sunt distanțe prea mari și vor să funcționeze sub limitele minime prevăzute de lege. Deci, practic, în decembrie, ianuarie, februarie se discută cu comunitățile locale, directorul de școală, primarul, inspectorul general, discutăm astfel încât luna septembrie să ne prindă pregătiți. Și acum, în funcție de ce se vrea în fiecare localitate, de distanțele care sunt de la domiciliul copilului până la școala sau clădirea în care se va desfășura procesul de învățământ, de dotările pe care le are comunitatea locală, deci primăria, microbuz, șofer și așa mai departe, discutăm și Consiliul Local ia decizia dacă închide sau nu închide o unitate de învățământ. Unde s-au închis în această perioadă? Eu nu le am acum, școlar trecut. Deci, până... au fost probleme cu grădinițe unde, datorită faptului că nu mai sunt copii, s-au hotărât închiderea grădiniței respective, chiar dacă a rămas un copil, doi părinții i-au dus la un satul vecin sau comunitatea locală îi le asigură transportul acolo, la fel și cu școlile primare unde sunt copii foarte puțini. Sunt foarte multe puțin. Școli care s-au închis? Nu, sunt, cred că sunt vreo 4 sau 5 școli primare care, începând cu 1 septembrie, în tot județul Gorj vor fi închise. Pentru că nu școli. Aveau autorizații sanitare de funcționare, toaleta era școli primare, altă, școli primare și grădinițe. Școlile gimnaziale funcționează din ce localități? În continuare. Păi, din ce știu eu, am avut la Săcelu, chiar azi am avut o discuție cu domnul primar de la Săcelu, referitor la un aspect de acest fel, cu o școală dintr-un sat primar. Dânsul a zis, domnule, nu avem posibilități, o ținem închisă din toamnă, copiii merg în alt sat acolo. Da, le asigură transport, au mai venit microbuze, că știu că era o problemă și cu asta. Nu, cu microbuzele s-a rezolvat problema, fiecare localitate are cel puțin un microbuz, se descurcă, ați văzut și la Albeni discuții că un microbuz o să-l tragă pe dreapta pentru că sunt copii mai puțini și practic un singur microbuz este suficient. Eu, din ce am mai discutat, acolo unde au fost probleme, unde a picat microbuzul din diferite motive, am discutat cu primarii din localitățile unde aveau mai multe microbuze, astfel încât să-i pun în legătură pe primari și să discute, să poată să se ajute până în momentul în care da, se repară microbuzul respectiv. Nu a mai venit. Nu a mai venit. Eu cred că nici nu mai era nevoie de aceste microbuze, pentru că practic au 4-5 ani de funcționare. Probabil că anul viitor sau se gândește ministerul să mai cumpere la fel microbuze pentru toate unitățile de învățământ din țară. Știți, acum 3 ani, 4 ani au cumpărat 1000 și vreo 300 de microbuze, astfel încât au dat la toate comunitățile, astfel încât să nu fiecare an să cumpere câte 300-400 de microbuze
și cu care să nu poți să împaci pe nimeni. Spuneați dumneavoastră de această administrare duală a școlilor, adică de către Inspectoratul Școlar și de către primăriile localităților, cum este această administrare? Știu că au fost anumite probleme, cum spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii despre concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori, dar îmi vine în minte un caz unde un candidat a picat sau a obținut un punctaj foarte, foarte mic la proba de interviu, în condițiile în care obținuse și asta nu înseamnă că e la mâna, să zic așa, primarului, că Consiliul Local sau și desemnează reprezentanții în comisia aceea Da, de. practic, să știți că după organizarea primei sesiuni de concurs, s-au constatat, conducerea ministerului a constatat imperfecțiunile sau lucrurile care nu erau tocmai foarte bine puse în lege. În Parlament s-a modificat articolul cu concursul pentru ocuparea funcțiilor de director, iar în sesiunea a doua, practic, am avut alt articol de lege. Componența comisiilor a fost făcută cu oameni de specialitate. Practic, din comisie au făcut parte oameni de specialitate. Oameni Nu au mai fost de. N-au reprezentanții mai fost din partea primărilor? reprezentanții comunității locale, au fost doar cu statut de observator, n-au putut să mai noteze candidații, pentru că, practic, până la urmă, nici nu era tocmai corect. Au fost situații în care, și sunt și articole de lege care prevăd expres că nu se poate întâmpla așa, din comisii nu trebuie să facă parte persoane care sunt sau vor ajunge în subordinea candidaților. S-a Da, era constatat oarecum că. ciudat, pentru că am fost și eu prezent la acele concursuri și mă întâlneam cu reprezentanți ai primăriei, angajați, șefi de servicii din cadrul primăriei, A la fost investiții sau și la foarte greu de care fac parte organizat. din comisii, A care nu fost, prea văd eu nu ce era un treabă consiliu de ar avea. administrație al școlii, deci practic nu erau oamenii chiar străini de problemele școlii. Pe undeva ideea n-a fost rea, dar unii și-au depășit atribuțiile oferite de lege. Și tocmai de aceea legiuitorul a venit, a intervenit și a pus în comisii oamenii de Și s-a specialitate. organizat concursul conform Conform noii ultimei. metodologii, în care președinte a fost inspectorul școlar general sau inspectorul școlar general adjunct, și din comisie au făcut parte doi inspectori școlari și doi directori de unități de învățământ, și practic au fost eliminate acele discrepanțe între nota de la pe care au dat-o candidatul la scris și notele de la interviu. Știu că ați lucrat foarte mult la la învățământul profesional și ați avut unele proiecte cu câteva societăți comerciale, cu Complexul Energetic Oltenia, cu Artego, mai este o firmă, România Hidroserv, dacă nu mă înșel, Da, ne-am care sprijină încercat, acest învățământ. Care sunt rezultatele acum la începutul noului an școlar? ne-am reușit să realizăm undeva, să ocupăm în jur de 300 de locuri în învățământul profesional, dar din păcate pentru noi, nu acolo unde ne-am fi dorit. N-am să înțeleg niciodată, chiar astăzi, întrebam pe directori ce se întâmplă, ce vor părinții până la urmă, că practic legătura cu părinții o țin directorii de unități de învățământ. Chiar discutam despre orientarea școlară făcută de oameni de specialitate, de consilierii psihopedagogici pe care avem unitățile de învățământ, de modul în care s-au implicat în orientarea școlară și profesională a absolvenților de clasa 8-a. Practic am și adus în funcția de inspector școlar pe învățământ special un om de specialitate, tocmai pentru a întări relația cu consilierii psihopedagogici, pentru că având ca punct final consilierea școlară și profesională a absolvenților, a elevilor din clasa 8-a, pentru a nu ne mai întâlni cu astfel de situații și în anul școlar următor, în perioada din 2018, când ne vom ocupa de admiterea în învățământul profesional, pentru că
Sunt lucruri pe care nu pot fi înțelese. Deci din am avut 300? Clasă, am avut clasă de trei meserii, strungar, electrician și sudor, făcută cu cauciucul, cu Artego Târgu Jiu, la Henri Coandă, la Liceul 5 din Târgu Jiu. Clase, deci 20-30 de locuri, copiii primeau 2 milioane pe lună de la stat, de la guvern, 3 milioane de la agentul economic, 5 milioane, primeau echipament de protecție gratuit de la agentul economic, primeau rechizite gratuite de la școală, casă și masă gratuită de la Consiliul Județean sau Consiliul Local, discutasem cu domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, și am găsit deschidere totală din partea dânsului, chiar au rectificat bugetul Consiliului Județean pentru a putea să aloce din prima lună bani pentru învățământul profesional. Dar, din păcate, și ceea și mai important, după cei trei ani de profesională, toți absolvenții erau angajați la fabrica de cauciuc. Chiar la dumneavoastră în emisiune am vorbit cu domnul Boza și aceleași condiții oferise și complexul energetic Coltenia. La momentul respectiv nu aveau rectificat bugetul, dar domnul ministru Petcu promisese că până în toamnă, când începe școala, rectifică bugetul la complex, astfel încât și complexul să poată să facă aceleași lucruri ca și Artego Târgu Jiu. Dar, din păcate, la Liceul 5, în clasa de învățământ dual, am ocupat 5 locuri. 5 părinți au venit să-și înscrie copiii acolo. Mi se pare un lucru care nu stă în picioare acum. Foarte, da, e destul de ciudat. Nu mă așteptam să fie așa. Credeam că vor fi concurs. Deci va fi concurență în clasa respectivă. La 30 de locuri. La 30 de locuri. Doar 5. Dar cred că pe undeva problemele sunt tot în ograda noastră. Le-am cerut colegilor directori să se ocupe de management în anul următor. Poate și informarea mai bună a cetățenilor. Poate nu cunosc aceste facilități pe care le oferiți. Știți cum? Și practic puteau să continue după cei 3 ani de învățământ liceal, în învățământul liceal la zi, dacă nu făceau 18 ani. Deci practic aveau o meserie și puteau să meargă către învățământul liceal. Eu o să fiu mult mai atent la ce se întâmplă în învățământul liceal tehnologic, pentru că, vedeți, mereu mi se spune, atunci când vorbim de rezultate la examenul național de bacalaureat, că, domnule, ce să facem cu ei dacă au intrat cu 2 și cu 3 la liceu, nu pot să ia bacalaureatul. Dar pot să vă spun că n-am văzut până acum la niciun liceu tehnologic să rămână repetenți în clasa 9 sau în clasa 10. Adică, domnule, n-are cunoștințe să promoveze în clasa următoare, nu te obligă nimeni să-l duci în clasa a 12-a și atunci să constați ce, că n-a intrat fără examen la liceu, n-a avut cunoștințe pentru liceu, pentru că pentru e normal și pe părinții minți în perioada asta. Deci ai practicat, l-ai mințit pe părinte, părintele vine copilul la școală, vede notele pe care le are în catalog, care le are în carnet și atunci și zice, dom'le, copilul nu învață carte, de ce nu promovează examenul de bacalaureat? Dar eu mi-am propus ca în acest an școlar să fac un consiliu special pentru învățământul profesional, învățământul tehnologic, astfel încât să putem să intervenim imediat acolo unde se e nevoie, pentru că e păcat să ducem copilul în clasa a 12-a și să nu promoveze examenul de bacalaureat. Dacă nu poate să învețe carte, trebuie să-l canalizăm, nu e nicio rușine până la urmă, să meargă către o meserie cu care mâine, poi mâine, să-și câștige existența. Și e și păcat când fabricile noastre oferă locuri de muncă în Târgu Jiu, în județul Gorj, e și păcat să pleci din județ, să pleci din țară și să lucrezi pe nu știu unde. Și neapărat că nu învață carte, dar poate Europa. E pasionat pentru poate anumită meserie. Îi place meserie, altceva, da, poate știți cum sunt e. Sunt mulți directori, să zici, care au pornit de jos și știți și dumneavoastră foarte bine destul de multe cazuri, de la au absolvit o școală profesională și apoi liceul și așa mai departe, facultatea și sunt au ajuns în fruntea unor unități și conduc foarte bine economice. Unitățile pe care le gestionează acum. Deci nu este o rușine pentru nimeni, domnule, merg și învăț o meserie, de
sudor de electrician, de strungar, de lăcătuși, tâmplar și așa mai departe, care sunt deficitare pe piața forței de muncă oriunde în Europa, nu numai în România, nu numai în Gorj. Chiar foarte bine plătite. Și bine plătite și atunci nu-i păcat să stai în spatele familiei când poți să ajuți familia și să-ți perfecționezi și pregătirea, să faci liceul și așa mai departe. Nu știu, mă gândesc, ce ar fi nevoie ca aceste informații să ajungă la cetățeni? Ar fi nevoie de o implicare mai mare și a conducerii școlilor, a, a primăriilor, pentru că și primăria ar putea să-i, să-i informeze pe cetățeni într-o comunitate de aceste facilități. Mă gândesc că mulți poate nu le cunosc. Să primești cazare, mâncare gratuit plus 5 milioane de lei pe lună înseamnă ceva. E ceva, da. Deci, nu, o să vedem de ce. Să facem o analiză la începutul școlii, pentru că acum din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu vreo 2-3 directori de licee tehnologice din Târgu Jiu, s-ar putea că avem probleme cu normele dascălilor care predau la liceele tehnologice, pentru că nu s-au făcut clasele respective și atunci va trebui să găsim o soluție. Și sper ca după aceea împreună să facem și o analiză corectă a ce s-a întâmplat, de ce părinții vor licee teoretice, de ce merg și o presiune foarte mare, să știți, pe liceele teoretice și nu vin cu copiii către învățământul profesional. Deci nu aleg varianta care îl ajută foarte mult pe un tânăr în viață să învețe și o meserie și să-și facă și studiile conform legii. Da, mă gândesc la cele 5, cu cele 5 locuri ocupate, cum se... Nu, vor fi redistribuiți copiii, nu se va. Vor fi redistribuiți, la, deja mi-au cerut aprobare să transforme în, prin Chigiu Auto, măcar tot vor merge în domeniul tehnic, să transforme clasa respectivă, astfel încât să poată să funcționeze. Și la restul locurilor din învățământul profesional, care e situația? Cât s-au ocupat din ele? Păi s-au ocupat aproape 70% din ele. Deci e foarte mult în zona Turcenii, Bâltenii, lumea înțeles, probabil că sunt și părinții care încă lucrează în complexul de Oltenia. Dar, din păcate, către Târgu Jiu, în zona de Târgu Jiu, sunt destul de puține locuri completate la școlile profesionale. La Turceni, da, aveați o colaborare, chiar, în parteneriat cu Compensul Energetic Oltenia. Da, și chiar au Turceni, cerut, am implementat locurile acolo, la Rovinar, la Bâlteni, la Mătăsari, la Motru, s-au făcut clasele respective, dar, din păcate, nu așa cum ne-am fi dorit noi. Da, din păcate cred că trebuie să-și mai schimbe și părinții puțin mentalitatea și să se gândească și la viitorul copiilor, pentru că degeaba încerc să-i să-i canalizez pentru liceele acestea mai liceele teoretice, canalizează către, fără să ai un viitor pe piața muncii, pentru că asta e canalizează finalul. către licee, trebuie să se și ocupe de ei, să învețe carte, pentru că degeaba te duci și faci liceul dacă nu înveți carte. Pentru că nu poți să promovezi examenul de bacalaureat și practic ai pierdut timpul. Cei 4 ani de zile sunt ani pierduți din viața tânărului, care putea să meargă către învățământul profesional, avea o meserie cel puțin, lua bacul după 5 ani bine, nu lua iar bine, deci avea o meserie și nu rămânea cumva cu studiile necomplete, neterminate. Trebuie să ne oprim aici. Aș vrea să le transmiteți elevilor, profesorilor, un mesaj acum la începutul anului școlar. Da, vreau să le urez tuturor copiilor, părinților, colegilor mei care se vor regăsi la catedră începând de luni, odată cu sunetul primului clopoțel, să aibă parte de un an școlar frumos, cu rezultate și împliniri de excepție. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți un weekend plăcut, pentru că noi o să ne revedem abia săptămâna viitoare, începând de marți până joi, așa cum v-am obișnuit, de la ora 21 la Goș TV.